dacă lucrul acesta nu e realizat până la sfârșitul lunii noiembrie, cel târziu, riscă să devină prea târziu din acest punct de vedere. Obiectivul fundamental care îl avem în această sesiune este să dărâmăm acest guvern. Opoziția trebuie să susțină o moțiune de cenzură și sper să o facă. Să intrăm în grevă parlamentară. Pasul următor logic pentru România este moțiunea de cenzură de săptămâna viitoare. Acela este pasul necesar.